nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Am constatat în ultima perioadă, în rândul pășcănenilor, o stare de nervozitate, de nemulțumire și de dorință de schimbare îngrijorătoare. Din ce în ce mai mulți cetățeni ne opresc pe stradă pentru a se plânge de starea drumurilor, de mizeria din oraș și mai ales de nepăsarea celor care conduc orașul. Sunt supărați, dar mai ales dezamăgiți, de întreaga clasă politică, de liderii în care au crezut și au investit încredere și speranță, mai ales în 2008, la alegerile locale, când, iată, oamenii au votat masiv pentru schimbare și pentru progres. Sunt dezamăgit și nu mai cred că la Pașcal lucrurile se pot schimba în bine, în timp ce încrederea în politicieni a scăzut la cote alarmante. Și am prezentat până acum sondajele de opinie, atât cele de la PSD, dar și cele de la PNL, în care cota de încredere a politicienilor este foarte, foarte mică. În unele cazuri chiar sub 10%. Asta deoarece problemele și prioritățile cetățenilor nu prea se intersectează cu agenda publică a celor care îi conduc. De parcă fiecare dintre noi am vorbit o altă limbă sau am trăit în realități diferite sau paralele. S-a ajuns până acolo încât lipsa de normalitate ar fi acceptabilă pentru unii, cu condiția ca din sutele de miliarde de lei adunate în fiecare an la bugetul local, măcar câteva să fie cheltuite în folosul comunității, chiar dacă restul ar fi furate sau cheltuite aiurea. Și ați avut un exemplu concludent aseară, în emisiunea de aseară, când un economist, un specialist în bugete locale, un fost consilier local, a demonstrat cu subiect și predicat, cu acte comparative, că degeaba consilierii locali votează un anumit buget, mai mult sau mai puțin în funcție de interesele cetățenilor, pentru că, iată, primarul îl modifică fără acordul consiliului local și îl transmite la administrația județeană financiară, așa cum dorește domnia sa. În această seară vom vorbi despre politică și echilibru acum în prag de alegeri locale, dar mai ales despre capacitatea noastră de a ne alege corect liderii și de a reacționa la derapajele lor atunci când aceștia uită că ne reprezintă. Și se întâmplă de fiecare dată, imediat după alegeri, și avem suficiente exemple în acest sens. Invitatul meu din această seară este domnul Ovidiu Covaci, vicepreședinte al Federației Române de Arte Marțiale, un om care și-a găsit echilibru în viață, și iată, îi ajută și pe alții să o facă, mai ales pe sutele de tineri pe care i-a antrenat și mai antrenează. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cei care au întrebări sau comentarii în legătură cu tema emisiunii sau pentru invitatul meu, le pot adresa la numărul de telefon 0733-730-450 sau 0766-806-44 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Domnule Covaci, începem discuția din această seară cu o întrebare. Vreau să știu dacă dumneavoastră sunteți un cetățean, un om mulțumit, fericit, pentru că, iată, vă petreceți o bună perioadă de timp în municipiul Pașcani. Da, într-adevăr, 5 zile pe săptămână sunt în municipiul Pașcani și sunt de 26 de ani în Pașcani. E firesc că sunt nemulțumiri. Dacă umbli 10 metri cu mașina în oraș, reușești să ridici nivelul de adrenalină destul de sus. Dacă te uiți la oamenii din oraș, observi nu numai nervozitate. Nervozitatea se poate rezolva, dar observi destulă tristețe, destulă resemnare. Exact. Ceea ce este mai grav este acea, poate, lipsă de speranță pentru viitor. Pentru că de ani de zile lumea tot a sperat. Acum 20 ceva de ani, când ne-am bucurat că a picat comunismul, fără să știm ce ne așteaptă, am sperat că lucrurile vor merge mai bine, nu? Și iată că după ani și ani, așa cum probabil s-a dorit și s-a dirijat, oamenii au ajuns să nu mai aibă speranță. Să nu mai creadă că anumite schimbări ar fi benefice, tocmai în ideea, toți sunt la fel. Și e lucrul cel mai trist, pierderea speranței.
Bun, dacă tot ați adus în discuție starea drumurilor și este un subiect din ce în ce mai comentat, acum când a venit primăvara s-a topit zăpada și iată, sunt adevărate cratere pe străzile din Pașca. Unele au fost acoperite cu ciment, o tehnologie aproape inventată de administrația locală, însă dacă ar fi să face comparații, iată, cu drumurile din comunele învecinate, observând că și acolo sunt primari cu resurse la bugetul local incomparabil mai mici, dar unde situația stă cu totul altfel. Zilele trecute, colegii mei au fost, de exemplu, la Tătăruș. O comună care are în administrație o rețea de drumuri foarte mare comparativ cu municipiul Pașcan și totuși primăria de acolo, administrația, reușește să le administreze. Foarte mult asfalt ca în palmă, primarul iată de dimineață la treabă, zeci de mașini cu pietriș zilele trecute pentru a fi întreținute alte străzi și așa mai departe. Și nu este un caz singular. Și la Lespe, și la Mosca, și peste tot. Ajunge să credem că Pașcaniu arată mai rău, iar condițiile de trai din Pașcan sunt mai rele decât în comunele învecinate. Da, bine, nu putem rezuma doar la Pașcaniu, stau și în Iași, și în Iași sunt destule drumuri care sunt la fel. Cred că este... Bine, se poate argumenta foarte simplu, în Tătăruș sunt anumite cheltuieli la nivelul bugetului și își pot permite să aloce mare parte din fonduri pentru drumuri, la Pașcan sunt cu totul alte cheltuieli. Problema e că aceste drumuri de 20 de ani sunt așa. Dacă în fiecare an se făcea câte un kilometru de stradă, dar asfaltat, schimbat tot covor asfaltic, nu plombat, că aceste plombe an și an sar la fiecare sfârșit de iarnă s-au dus. Nu e. Deci un kilometru de drum fiecare an. Dacă se făceau, acum aveam asfalt ca în palmă. Probabil motivația este că nu sunt bani la buget. S-a început și se vede că această zonă centrală care a fost asfaltată a rezistat foarte bine iernii. Semn că asta este soluția. De aici încolo apar acele veșnice dispute între putere și opoziție care blochează în permanență ceea ce se vrea să face atunci când poate primarul ar fi propus o variantă bună, ceilalți s-au opus, când opoziția a propus s-a întâmplat exact invers. Această dispută permanentă care a fost în Pașcan și nu numai duce de fapt la această stare de lucru. Bun, și cu ce sunt vinovați oamenii? Oamenii cu bună credință, odată la 4 ani, se prezintă la vot cu încredere și votează în funcție de simpatii, de conștiință și așa mai departe. Și își pun speranțe că în următorii 4 ani de zile se va schimba ceva în bine în comunitatea în care trăiesc. Și iată, de cele mai multe ori sunt dezamăgiți. Cu ce sunt vinovați acești oameni și mai ales cu ce anume greșesc? Ce ar trebui să facă, ce ar trebui să îndrepte? Ceea ce ați spus dumneavoastră că vin cu încredere și speranță este o variantă corectă și ideală. Din păcate, de foarte mult timp, din nu cu încrederea că va fi mai bine, ci a-i da în cap celui care a fost. Deci să mergem nu numai la nivel național și la nivel local, pe vot negativ. Adică să-i dăm în cap celui care a fost de sancțiune, că poate celălalt, sau chiar dacă nu va face, măcar să-l dăm jos pe ăsta care a fost și a furat și ne-a făcut până acum destul rău. Pașcanul poate este un caz interesant. Forțele politice din acest oraș au făcut toate combinațiile posibile. Toți au fost la putere, toți au fost în opoziție. Și ceea ce se întâmplă în ultimul timp, în ultima perioadă, când se blochează bugetul, când se blochează tot felul de proiect, este că fiecare știe cum face cel care e la putere, care are butoanele. Și de aceea nu-i permite un anume sector din buget să aibă bani, pentru că știe cum îl folosește. Toți au fost la putere în acest oraș. În mod normal ar trebui, dacă există un minim de logică și un minim de bun simț, toți care au fost la putere să se dea deoparte și să aducă alții, tineri, care n-au fost la putere. Toți sunt răspunzători
pentru ceea ce se întâmplă în acest oraș. Că dacă stăm, face socotea, fiecare a fost un an jumate, pe rând s-au schimbat și au pus oameni și au schimbat directorii. O mișcare continuă a celor care au fost la putere și au demonstrat potențialul. Și au demonstrat potențialul în a-și rezolva problemele. A băgat pe toți în funcție de conducere, unde a fost nevoie. De aici și randamentul unor regii, unor societăți, când îi schimbi managerul la fiecare an, că nu mai e partidul la putere, normal că nu poți să ai o continuitate. Bun, dar avem o problemă. Nu avem resurse. Poate că societatea civilă, poate că tinerii are și la vot, nu ar da un vot de sancțiune, ar vota în funcție de proiecte, de programe, în funcție de oameni noi, dacă acești oameni ar îndrăzni să facă pasul, să-și asume responsabilitatea de a veni și de a conduce orașul. Însă nu se întâmplă lucrul ăsta. Cum spuneam, 80% din cei care se vor prezenta anul acesta pentru a fi votați sunt cei care au fost și ultimii 4 ani, cu siguranță. Ceea ce înseamnă că ei consideră că sunt meritorii, au avut 4 ani buni. Fiecare poate va da vina pe ceilalți, că dacă ar fi avut ei 4 ani în continuu, poate ar fi reușit să facă mai mult, dar ei se vor prezenta în continuare la vot. De unde vor apărea acei oameni noi care să dea acea speranță tinerilor care să vină la vot? Întrebarea e de ce nu apar? Nu apar pentru că nu pot ieși din partid, nu pot ieși în față. Partidele nu sunt niște societăți de binefacere. Partidele sunt niște grupuri de interese foarte bine organizate care doresc puterea. Asta face orice om politic. Orice om politic, dacă este întrebat... Puterea pentru a face bine comunității. Nu, asta în teorie. În orice curs de politologie veți afla că omul politic, din start, 25%, asta vorbesc de politica occidentală, în politica adevărată, se admite că 25% din activitatea dânsului o alocă proprii persoane, deci propriilor interese. La noi probabil e spre 90%, pentru că nesiguranța că rămâi la putere 4 ani sau poate 8 te duce cu gândul la o anumită eficiență a muncii tale, în ideea că într-un an, 2 sau 3 trebuie să-ți faci plinul pentru foarte mulți ani de acum înainte. Afacerea cea mai bună în momentul acesta este politica. Pentru că dacă stăm și ne gândim și la cei public. Care... Și banul public, de acord. Cea mai bună metodă de a reuși în afaceri este să ai legături cu politica. Este evident, pentru că altfel nu poți, te sufocă. Tot mediul de afaceri, în general, dacă nu are ușoare legături cu mediul politic, oamenii politici se sufocă, pentru că nu poți. Bun, este adevărat, clasa politică este viciată și sunt foarte puține cazurile atunci când din rândul politicienilor, iată, se ridică personaje care merită toată stima și pot duce misiunea politică până la capăt cu onoare. Însă, din afara clasei politice, de ce nu avem, iată, tineri, de ce nu avem intelectual care să-și asume asemenea responsabilități? Nu avem pentru că probabil fiecare ajunge la concluzia la un moment dat că vorbește în pustiu. Credeți? Încerc să îi intrei și am cunoscuți care au încercat să intre într-un partid sau altul din ideea că poți modifica din interior, ceea ce tu din afară cu siguranță nu vei putea. Dar se întâmplă că intri, investești, pentru că în general, cel puțin la momentul ăsta, nu mai ești primit dacă nu vii și susții financiar o campanie electorală, activitățile partidului, nu? Vii, investești și probabil înaintezi, ți se dă o funcție de vicepreședinte, că mai sunt 20-30 vicepreședinți, deci nu contează, orgoliul ți este cât de cât atins, ești vicepreședinte, dar cred că la momentul la care se ajunge la factorul de decizie, atunci constați că, de fapt, dacă interesele tale nu coincid cu interesele partidului,
ești scos afară. Domnule Covaci, fără politică nu se poate? Din păcate, nu se poate. Am vrut democrație. Democrația înseamnă partide politice, înseamnă alternarea la putere și, din păcate, politica face totul pentru ca societatea civilă să stea pe margine, să fie mai mult pe post de spectator, comentator, dar foarte puțin ca jucător, nici măcar ca arbitru. Societatea civilă ar trebui să fie arbitru. Un arbitru care să dea cartonaș galben sau roșu acelor politicieni care... Așa cum se întâmplă în altă parte. În altă parte, da. În altă parte, dacă în presă apare o informație adevărată și compromițătoare la adresa unui politician... Sancțiunile sociale sunt pe măsură. Nu neapărat gravă că a furat $1 miliard. Nu. Că a încercat să înlesnească, să facă lobby pentru cineva, automat își dă demisia. Acum citeam, nu știu, președintele Ungariei, am impresia, își dă demisia pentru că s-a sugerat că și-ar fi copiat, plagiat teza de doctorat și își dă demisia imediat. Nu? Și la noi nu se întâmplă. La noi, în România, apar dovezi evidente, certe, despre corupție, despre fapte de corupție, despre abateri grave și iată, nu se întâmplă. Este în gena noastră, probabil, pentru că nu numai pe plan intern, avem un europarlamentar care a fost dovedit și toți colegii din alte țări în situații similare și-au dat demisia imediat. Al nostru este cu voință perseverent, el rămâne pe acel scaun pentru că sunt niște bani frumoși. Totul pleacă de la educație, totul. Este moștenirea cea mai grea pe care o avem după comunism. Pentru că viața de atunci, pentru cei care își amintesc, care semăna o mică junglă, fiecare trebuia să dea din coate pentru a supraviețui la propriu, acele cozi interminabile care nu țineau cont de nicio regulă de politețe sau doar cine era puternic ajungea să ia un kilogram de carne sau un litru de lapte, cum era pe vremea aia, cartelă. Dacă ținem cont de modul în care erau promovați în funcții în acea perioadă, nu se ținea cont de valoarea individului, ci mai mult de originea sănătoasă, de cunoștințe, iar fi cunoscută expresia PCR, pile, cunoștințe, relații. Deci tot mediul era, din punct de vedere educațional, bolnav. Noi am schimbat de la comunism la socialism, dar nu s-a făcut nimic în domeniul educației. Educația presupune respect. Și dacă pornim de la respect, de la primul om până la cea mai înaltă funcție în stat, dacă toți ne respectăm, lucrurile ar fi cu totul altfel. Acum câteva seri, fac o paranteză, acum câteva seri, pe Antena 3 am văzut o emisiune la sinteza zilei. A fost invitat acel tânăr, fost cameraman de la TVR, care s-a aruncat de la balconul Parlamentului. Și a fost întrebat ce ar face cu câteva sute de mii de euro, bani pe care, iată, premierul i-a împărțit pe criterii politice acum la primăriile din țară. Și a spus tânărul respectiv, păi i-aș investi în primul rând în educație și în sănătate. Sunt cele mai puternice investiții pentru ca statul să devină sănătos. De ce România, de ce politicienii noștri, liderii noștri nu înțeleg acest lucru? Bă, înțeleg foarte bine. Tocmai că înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Adică ceea ce se întâmplă la noi, să nu credeți că este rodul unei întâmplări nefericite, a hazardului. Nu, totul este bine dirijat. Este un haos întreținut, este un haos bine dirijat. În toată lumea civilizată se știe că investiții în educație, în sănătate, în cultură, creează baza pentru viitorul unui popor. Toată lumea știe. Bun, și atunci de ce nu o facem? Tocmai pentru că este mai ușor de condus așa. Acum 2500 de ani Confuciu spunea împăratului, poporul este ignorant. Acum 2500 de ani. Poporul este ignorant. Dacă îi dai de mâncare, îl conduci fără grijă. Mai târziu romanii au preluat ideea, nu? Circ și pâine.
Deci asta este ideea. Cu cât poporul este mai educat, cu atât este mai greu de manipulat. Pentru că vrem să nu vrem, 80% din ceea ce se întâmplă este manipulare. În orice domeniu. De la ceea ce mâncăm, de la ceea ce ne îmbrăcăm, de la ceea ce încercăm să vedem în lumea aceasta, 80% este manipulare. Din păcate. Am fost în weekendul trecut la București și am asistat la un curs pentru antrenori în arte marțiale și una din prelegeri a fost ținută de un profesor în biochimie, profesor Dorel Tucitu, un om extraordinar care a lucrat cu campioni olimpici, loturi olimpice și așa mai departe. Și a spus un lucru tragic, m-a cutremurat. Sunt generațiile de copii care vor muri înaintea părinților. Prin ceea ce mâncăm, prin ceea ce ne îmbrăcăm, prin toate produsele care sunt prezentate pe televiziune, să le cumpărăm. Și undeva sus, la cei cu butoane, nu la nivel național, undeva mai sus, este o acțiune dirijată și concertată tocmai pentru a mai limita un picuț numărul oamenilor de pe planetă, că se consideră că sunt prea mulți. Bun, să înțeleg că ne-am pierdut libertatea de a schimba această situație. Politicienii noștri, statul român nu poate schimba această situație. Sunt state în lume care investesc foarte mult și pun un accent deosebit pe educație. Noi de ce nu o facem? Bănuiesc că la acest moment nu se vrea și nu s-a vrut. De ce? Tocmai pentru că se perpetuează această lipsă de educație de ani și ani de zile, ceea ce le permite să-și facă treburile fără, să spunem, mare grete și fără remușcări. Sunt oamenii care dirigează în partide, sunt cam aceiași de aproape 20 de ani. Sunt unii care mai apar, dar care au fost în eșalonul 2 și care au fost împinși în față de cei din eșalonul 1 care au prea multe procese și s-au retras. Deci totul este dirijat. Am fost acum vreo 2 ani la o masă invitat de ambasadorul Vietnamului la un restaurant mai de lux și din întâmplare, la o masă rotundă, stăteau parlamentari din vreo 3 partide care cu câteva zile înainte se înjurau în Parlament și acolo stăteau la masă foarte bine, liniștiți și fără nicio problemă. Deci este un joc pentru oameni, toate disputele, ei au propriile interese, propriile afaceri în care se întrepătrund, să spunem, partidele dispar și se întrepătrund doar interesele fiecăruia. Așa că noi să nu ne facem iluzia că dacă mâine vin alții, se schimbă foarte mult. Este și indusă această idee, tocmai pentru a crea absenteismul de la vot, lumea nu mai vine, în aceeași idee nu se poate schimba nimic și își fac interesele. Și dacă stăm bine să gândim, educația este un domeniu, sănătatea este al doilea domeniu. Al treilea domeniu, care nu ar trebui neglijat, înseamnă ordine publică. Și încă un domeniu care, din punct de vedere spiritual, este foarte important. Tot ceea ce înseamnă biserică. Și cei care lucrează în biserică, respectiv preoții. Adică aceste 4 categorii ar trebui să aibă niște salarii atât de bune încât să nu fie nevoie să stea cu mâna întinsă, să le lezeze demnitatea. Eu aș prefera ca preotul să aibă 100 de milioane salari, dar când vine la mine cu ajunul sau vine la mine la o înmormântare, să o facă pentru că o simte și nu să stea să-i dau acei bani care este sub demnitatea lui. Un medic, am un băiat, un medic rezident care activează la clubul nostru la Iași. Ceva din punct de vedere al ceea ce înseamnă demnitatea unei meserii este degradant complet. Venea cu telefonul la sală și sună, pleacă din antrenament și îmi spune: trebuie să plec, naște cineva.
a plecat, s-a întors la următorul antrenament, îl văd cu telefonul și îi spun, închide telefonul ca să nu te deranjeze. Și îmi spune cu durere, deci medic rezident care are 10 milioane salari, îmi spune, eu sunt dependent de telefonul ăsta, că dacă sună mai primesc ceva. Fratele lui, tot medic, plecat în Belgia, are 6.000 de euro pe lună. El stă cu 10 milioane pe lună aici, ginecolog, un domeniu destul de sensibil, nu? Sunt vieți care vin pe lume și îmi spune că este dependent de telefonul mobil. Nu este degradant? Se știe lucrul ăsta de sus, se știe că primesc, pentru că așa s-a preluat sistemul din comunism, lumea se dea la medici și atunci se perpetuează acest sistem. Când și medicii ar trebui să aibă un salariu atât de bun încât să nu fie nevoie să primească. Și dacă primește, să-l dai afară, să nu mai aibă drept de a profesa. Deci, dacă ar fi să tragem o linie, politicienii noștri în 20 de ani au reușit să lovească în stâlpii exact de bază ai societății, în educație, în sănătate, în cultură, în biserică. Ce este de făcut? Și vă întreb asta pentru că acum câteva minute ați spus că politicienii, cei din opoziție și cei de la putere, iată, stăteau la aceeași masă, erau prieteni, același lucru se întâmplă și la Pașcani. Actualul primar chiar a spus-o în plenul unei ședințe că noi ne certăm aici, ne duelăm verbal, însă în realitate suntem prieteni, mergem la aceleași nunți și așa mai departe. Ce este de făcut? În cine să mai creadă omul de rând, cel care se uită zi de zi la un spectacol crunt, urât și nu poate reacționa? În cine să mai creadă? În cine să-și pună speranțele? Eu văd lucrurile puțin altfel. Noi suntem obișnuiți, repet, din comunism, să fie cineva acolo sus, un om puternic, care să aibă grijă de noi și să ne dea. Să ne dea case, să ne dea loc de muncă, să ne facă curat în fața blocului. Întotdeauna am fost obișnuiți că este altcineva care face pentru noi. Ne spune ce trebuie să facem, pentru că atunci când încercam să gândim noi altfel, eram loviți că nu, trebuie să faci ceea ce ți se spune. Și din păcate s-a perpetuat această stare de lucruri și această mentalitate. Când dar este și o realitate administrativă. O realitate, cineva trebuie să conducă orașul. Este o realitate administrativă, dar știți cum e? Dictatura este atunci când cineva face ce vrea el cu noi. În democrație alegem pe acel cineva care face tot ce vrea el cu noi. Problema stă altfel. Noi, în primul rând, trebuie să ne îngrijim de noi înșine. Noi nu trebuie să așteptăm de sus să vină. Noi trebuie să încercăm, a spus-o cineva foarte frumos într-o emisiune la dumneavoastră, să ne creăm întâi propriul nostru univers. Știți, într-un copac, dacă vin 2-3 mii de licurici, unul începe să lumineze, unul începe să lumineze, o perioadă fiecare luminează independent și la un moment dat toți în același timp luminează. Dacă fiecare își creează un propriu univers al său, frumos, în care se simte bine, fără să deranjeze pe celălalt, pentru că aici este o regulă de bază a democrației, eu sunt liber să fac tot ce vreau fără să deranjez vecinul, da? Dacă fiecare din noi își creează un univers propriu în care se simte bine, la un anumit moment aceste universuri se întrepătrund și toată societatea va arăta un pic altfel și va fi din ce în ce mai bine. Stăm și ne gândim că este mizerie pe stradă. Este foarte adevărat, gândim cumva logic, plătesc taxe să vină să facă curat. Dar cine face mizeria de pe stradă? De ce aruncăm într-una peste tot mizerii? Veneam într-o seară de la sală, pe la ora 9, pe o bancă în plin centru, patru tineri și în jurul băncii, pe câțiva metri pătrați, numai coși de semințe. Ține de educație. Ține de educație, asta am spus-o dintotdeauna. Educație. Revenind, dacă noi nu avem grijă de noi înșine, nimeni astăzi nu va avea grijă de noi. Dar vorbim de responsabilități colective. Cine și le asumă? Teoretic și le asumă cei care candidează pentru a prelua, să spunem, frâiele unei comunități. Numai că, din păcate, trista
realitate este că, în primul rând, preiau sistemul pentru propriul interes și apoi pentru interesul comunității. E o chestiune de mentalitate. Cei care ajung la putere, indiferent că e o comună, indiferent că este un municipiu de talia Pașcanului sau unul mai mare, ei nu conștientizează că ei, de fapt, sunt administratori și sunt în slujba cetățeanului. Primul lucru pe care îl gândesc, că ei sunt stăpânii acelei comunități și nu administratorii în slujba cetățeanului. Se transformă exact. De nerecunoscut. Exact. Pentru că dacă nu, să spunem, dacă nu ești ca licuricii de care vă spuneam și nu luminezi cu toți ceilalți, ești exclus. La fel și aici. În momentul în care interesele de partid nu sunt aceleași cu interesul tău, ești exclus. Mai mare și mai frumos exemplu decât ce s-a întâmplat într-un partid foarte mare din România, în care un om care la un moment dat era cel mai bun din țară a fi președinte și a fost președinte pentru o noapte și după 2 ani să fie aruncat peste gard. Ce putem să... Pe internet, pe Facebook, iată un grup de tineri, grupul pășcănenilor indignați, au pus în discuție exact această temă zilele trecute, și anume, pe cine anume am putea sprijini, vota pentru funcția de primar a municipiului Pașcani. Și, surpriză, se îndeamnă unii pe alții să dea un exemplu. Foarte greu a apărut un exemplu, aseară, dacă mi-aduc bine aminte, și anume, doamna profesoară Costea de la Colegiul Sadoveanu. Și atât. Și-au dat seama tinerii că nu pot arăta cu degetul, nu pot identifica persoane care, iată, pe de o parte ar merita să fie nominalizate, iar pe de altă parte ar avea capacitatea necesară de a face față sistemului administrativ cu toate biciile și toate păcatele pe care le are. De ce nu suntem în stare... Totuși, în municipiul Pașcani sunt oameni deosebiți. Sunt oameni de cultură, oameni care au făcut ceva pentru comunitate, pentru ei. Sunt exemple pentru alte generații. De ce acum suntem în postura, iată, mai este o lună, 3 săptămâni până la alegeri. Suntem în postura de a căuta, fără șanse de a găsi, oameni providențiali, oameni care să schimbe ceva în bine în Pașcani. Știți, Eminescu spunea, oamenii sunt de două categorii. Oameni care caută și nu găsesc și oameni care găsesc și nu sunt mulțumiți de ce găsesc. Așa și aici. Încercăm să căutăm și uneori facem confuzii. Doamna profesoară Monica Costa este un cadru didactic de excepție. De excepție, un exemplu. Un om de excepție. Nu știm în ce măsură dânsa ar putea să-și impună principiile curate acolo într-o junglă. Acolo în care ești la mâna consilierilor, ești la mâna intereselor celor care votează. Aici este marea problemă. Doamna poate fi cu siguranță un bun ministru al culturii, dar este foarte greu ca doamna să fie acolo unde trebuie să gestionezi regia de apă și canal sau ce mai avem noi aici, gospodăria comunală și așa mai departe. Este greu să o vezi pe doamna în cizme ducându-se să rezolve mizeria orașului. Este o altă problemă extrem, extrem de delicată de a găsi și oamenii potriviți la locurile potrivite. Cum spuneam, doamna ar fi poate e un excelent ministru al culturii, dar mă îndoiesc că ar face față mizeriei la nivel stradal și la nivelul intereselor. Dar dumneavoastră ați fi omul potrivit, ați antrenat, ați fost exemplu pentru sute, mii de tineri, generații de tineri. Mai există o problemă în România de după evenimentele din decembrie. Am fost învățați să urăm mai mult decât să iubim. Am fost învățați să distrugem mai mult decât să construim.
Dacă mâine, de exemplu, doamna profesoară va candida, va spune public, eu candidez, în maxim o săptămână se vor inventa atâtea și atâtea despre dânsa, pentru că ăsta este sistemul, încât la un moment dat vor ajunge foarte mulți să-și pună întrebarea. Pentru că toți cei care au dorit o funcție, toți cei care au dorit puterea, au dorit-o pentru a profita de ea, în interes personal. Și atunci toată lumea intră în aceeași categorie. Dacă vrea să candideze, vrea și ea să îmbogățească, s-a săturat de ceea ce se întâmplă. Felicitări, domnule Covaci, este pentru prima dată că vă aud vorbind deschis și liber pe un post de televiziune. De ce după atât de mulți ani de tăcere, vă întreabă cineva? Da, mulțumesc pentru aprecieri. Nu e vorba de tăcere. Este prima dată când discut și altceva decât de sport, doar ca un observator. Pentru că sportul, din fericire, este un domeniu, și în special artele marțiale, care nu au legătură absolut deloc cu politica. Sportul este altceva. Sportul presupune educație, presupune sănătate, presupune și performanță atunci când e cazul. Dar și în această situație a sportului care aduce rezultate, în contextul a ceea ce vă spuneam mai înainte, că suntem obișnuiți să distrugem, să urâm, o să vedeți că dacă apare pe site-ul noastră sau altei televiziuni doar o acțiune a unui club, niște rezultate obținute la un campionat, se găsesc imediat să înceapă să arunce că îi dați bani, Covaci, Unguru, că s-au îmbogățit, că au furat. Imediat lumea urăște, lumea nu mai este capabilă să se bucure de ceva. Dacă au fost doi sportivi care au concurat, unul de la București, unul de la Pașcani și Pășcăleanu a câștigat, să ne bucurăm că a câștigat. Dar nu mai suntem în stare să ne bucurăm. Ceea ce se întâmplă și mass media, din păcate, face jocul puterii, mass media influențează și educă în această direcție de a urâ, de a distruge și tot ce apare frumos încercăm să murdărim cu noroi. De asta pentru mine este imposibil. Poate nu sunt capabil să dau idei și să intru într-o zonă în care nu mă pricep. Dar în momentul media în care reflectează ceea ce se întâmplă în societate, nu face decât să preia anumite informații din societate și să le expună public, să le comenteze. Am auzit acest argument de nenumărate ori. Mass media dă ceea ce populația consumă. Mass media, și asta este nevoie, un argument. Mass media are nevoie de rating, din asta trăiește televiziunile. Din rating, presa scrisă la fel, din ce se vinde. Numai că este un bulgăre de zăpadă care crește, 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 crește și vom ajunge până la urmă să ne mâncăm între noi, să ne omorâm între noi. Vor fi violențe din ce în ce mai mari, vedeți, cât se împușcă, cât se omoară, din ce în ce mai mult. Un om de afaceri din Mangalia, citeam astăzi, împușcat și așa mai departe. Mass media trebuie la un moment dat să spună stop. Dacă faceți o experiență și o lună de zile toate televiziunile nu dau nicio manea și dau numai muzică clasică, cel puțin 10% din populația care nu urmărea va dori să urmărească după aia tipul ăsta de muzică. Vrem, nu vrem, scuza pe care mass media o invocă a ratingului este o realitate, să știți. Este o realitate, dar și politicienii spun la fel. Ei sunt produsul societății. Dacă societatea i-a ales, înseamnă că ei sunt cei mai buni dintre cei buni. Doar că există o diferență. Iată, în cazul televiziunilor, aveți la dispoziție telecomanda, puteți schimba de pe un canal pe altul într-o secundă. Politicienii schimbăm o dată la 4 ani și foarte greu, din păcate. Știu, problema este, ceea ce vă spuneam, este o veșnică manipulare. Am înțeles. Bun, să ne reîntoarcem. Ați evitat răspunsul la întrebarea mea. De ce nu dumneavoastră? De ce nu vă implicați, deși vă bucurați de o mare stimă și o mare încredere în rândul celor care v-au cunoscut?
Problema este simplă. Nu poți să faci în acest moment, indiferent la ce nivel, că e pașcani, că e în altă parte. Repet, presupunem că m-aș pricepe, deși mă îndoiesc. Sunt atâtea dificultăți în administrație încât trebuie să te și pricepi. Eu nu sunt de acord cu omul care se pricepe la toate și care azi e ministru la mediu, mâine e ministru la cultură, poi mâine e ministru la sport, că se pricepe la toate. La fel și aici, dacă ești politician, poți să ocupi orice funcție în acest oraș, de la primar până la director de regie, că ești un membru a unui partid politic. Bun, dar nu vorbim doar de primar, vorbim și de componența Consiliului Local. Oamenii știți bine cum ajung pe liste. Din cei care sunt agreați de conducerea partidului, din cei care cotizează mai mult. În felul acesta s-a întâmplat, e o altă deformare a gândirii. Se consideră că dacă ai bani, ești un om de valoare. Se confundă noțiunea de bani cu valoare umană. Și atunci, oameni care au avut bani să sponsorizeze un partid, bani care i-a făcut, să spunem, cinstit, dintr-un comerț cu alcool, dar i-a făcut cinstit, să spunem, dar nu putem să acuzăm. Doar scoatem în evidență faptul că un om cu bani a ajuns pe listă și a ajuns în Consiliu. Acel om a ajuns președinte la Comisia de Sport-Cultură. La sport se pricepe toată lumea. Că e ușor să spui, fa așa, fa, dar la cultură trebuie să ai totuși un minim de... Și ceea ce s-a întâmplat în acest caz se întâmplă în sute alte situații. Dar și din... la nivel național și la nivel... E adevărat. Dar analizăm cazul Pașcanului. Se întâmplă și din cauza faptului că în interiorul Consiliului Local, din rândul celor 19, nu sunt resurse. Iată, nu au candidat oameni de cultură așa încât un om reprezentativ în acest domeniu să fie președintele Comisiei de Cultură. Și exemple pot continua. Așa încât s-a ajuns la o situație tare ciudată. Era un inginer președinte la Comisia de Sănătate și un jurist pus la Comisia Economică și tot așa. Algoritmul politic este catastrofal întotdeauna. Și nu intră pe funcții oameni care se pricep cât de cât, ci oameni care trebuie să intre la împărțeala locurilor. Observați pe liste de partid, nu? Sunt oameni care de obicei trebuie să iasă, să fie aleși pe primele locuri și au început în ultima vreme oameni cunoscuți, oameni de cultură, oameni pricepuți, dar care întregesc lista, care nu vor ajunge pe locuri eligibile, ci doar pentru imaginea partidului. Pentru că sunt aceiași... Niște accesorii de imagine. De imagine, bineînțeles. Pentru că încercăm să gândim logic, un om de cultură, un om cu capul pe umeri, când ajunge acolo, nu poate ridica mâna în permanență. Te uiți la șeful de partid și a spus sus mâna, toată lumea ridică mâna. Nu poți. Trebuie să ai un Există minim de demnitate. Există varianta candidatului independent. Candidatul independent... Nu trebuie poate să ridici mâna la comandă politică. Exact. Poți să ajungi candidat independent, să fii împăcat cu tine însuți că ai făcut tot ceea ce crezi că este bine, dar poate ai vorbit și nu te asculta nimeni. Ai votat de fiecare dată așa cum conștiința și cunoștințele ți-au dictat. Nu este un pas înainte? Este un pas înainte în măsura în care ar avea și eficiență. Dacă din Consiliul de 19, nu? 10 ar fi independenți și ar putea să aibă o majoritate, atunci ar fi eficient. Atunci ar fi eficient să candidezi ca independent. Pentru că altfel, care este efectul? Aș vrea să... Nu am o statistică, probabil noastră aveți o statistică. Candidatul independent care a fost? A fost un singur candidat independent în Consiliu. Din câte am urmărit, a avut idei interesante, cât din ceea ce dânsul a propus sau a votat, s-a și pus în practică. Aici este toată problema. Dacă ar avea o majoritate să poată decide și acești independenți să n-aibă nicio legătură cu partidele, să nu fie supuși presiunilor, atunci am putea avea încredere că se poate face ceva. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii. Două întrebări țin neapărat să vi le adresez.
Bun, și ce este de făcut? Ce răspuns pot găsi acești tineri care iată, sunt în căutarea unor lideri, unor oameni în care să investească acum încredere și speranță? Rămân la părerea că, în primul rând, tinerii trebuie să investească în ei și mai puțin în ceilalți. Pentru că e un moment în care este foarte greu să pătrunzi în aceste structuri bine înfipte în putere. Că ești putere, opoziție, mâine se schimbă. Deci, cu alte cuvinte, spuneți dumneavoastră, vedeți-vă de viața voastră, de universul vostru. În primul rând, găsiți-vă universul vostru. În primul rând, găsiți-vă drumul vostru. Nu așteptați de la alții. Încercați să investiți în educația voastră, să investiți în pregătirea profesională a voastră. Păi și atunci votul ce mai rămâne? O distracție. La momentul ăsta, din păcate, este o datorie, în primul rând, pentru că trebuie să te duci să votezi. A nu vota, nu faci decât jocul celor care au interes să iasă așa cum trebuie. Îți faci datoria, cu propria conștiință ești liniștit, pentru că ai votat pe cine crezi tu că e mai bun dintre cei răi. Asta este tragedia. Nu putem la acest moment să găsim unul care este mai bun dintre cei buni. Este mai bun dintre cei răi. Care pare. Pentru că, din păcate, ceea ce se întâmplă apoi te duce la acea tristețe că n-ai făcut nimic. Bun. Și acum, iată, în prag de alegeri, când discursul politic este din ce în ce mai tensionat, când au început acuzațiile, dezvăluirile de presă, lumea este din ce în ce mai agitată și dezamăgirile încep să fie dezvoltate și amintite din ce în ce mai des. Acum, iată, și în prag de Sfintele Sărbători de Paște. Cum am putea să ne găsim echilibru? Echilibru, da. În primul rând, eu aș pune alegere în fiecare an. Dacă ar fi alegere în fiecare an, s-ar face curățenie în fiecare an, orașul ar arăta puțin mai frumos. Vedeți, să fac... S-ar asfalta în fiecare an. În fiecare an s-ar astupa gropile, s-ar face poate străzele mai bune. În fiecare an văd că la alegeri sportul are o atenție deosebită și se fac gale, se premiază. Întotdeauna când se apropie alegerile, sportivii sunt scoși pe scenă în lumina reflectoarelor, se fac poze cu ei, apoi intră în uitare până la următoarele alegeri. De aceea, dacă ar fi în fiecare an, ar fi foarte interesant. Pentru că se apropie sărbătorile de Paște. Așa cum am spus, liniștea o regăsim în noi înșine. Nici într-un caz în mizeria luptei politice, pentru că este atâta mizerie care se aruncă, încât chiar dacă e postul Paștelui, nu ține nimeni cont de acest lucru, noi ne putem regăsi în noi înșine atât liniștea, pentru că e post, trebuie să ținem cont că e un moment de refacere și fizică, e un moment de purificare fizică, e un moment de purificare spirituală, pentru că postul, din păcate, cei mai mulți îl reduc la acest post alimentar și este doar pe ultimul loc acest post. Postul adevărat este cel de gânduri curate, de fapte bune. Este adevărat, nu se potrivește deloc această perioadă cu campania asta electorală. În noi înșine ne regăsim și să căutăm ceea ce este frumos în jurul nostru. Am uitat să căutăm frumosul din jurul nostru. Paulo Coelho spunea, un drum de 50 de metri, să nu-l facem 5 minute, să-l facem într-o oră și să vezi tot ce e frumos, să vezi fiecare floare, să vezi fiecare gâză, să vezi măreția naturii, să vezi în final creația lui Dumnezeu. În felul ăsta ne putem regăsi și putem să ne încărcăm să mergem mai departe. Cum am spus, dacă vom aștepta de la alții, vom fi veșnic nefericiți. Bun. Mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră. Chiar plăcere. Mi-a făcut plăcere să discut cu dumneavoastră. Mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit.
Vă promit că odată la două săptămâni, cel puțin, vă voi adresa invitația de a reveni în studioul nostru și de a discuta și despre alte probleme importante și poate, până la urmă, împreună, poate reușim să identificăm anumite persoane care și-ar putea asuma responsabilități colective, sociale, așa încât tinerii care sunt în căutare și eu sunt în căutarea unui om care să vină și să schimbe soarta Pașcaniului, pentru că, iată, de foarte mult timp Pașcaniul se duce, din păcate, în jos, cu foarte, foarte puține șanse de redresare, mai ales economică și în ceea ce privește educația și așa mai departe. Cu mare plăcere vin la emisiunea noastră. Cu siguranță se vor găsi voci să întrebe precis, vrea el să candideze, de bine el să vorbească, că degeaba așa nu vine să vorbească, pentru că asta este ambianța, nu numai în oraș, în general în țară. Când ai făcut ceva bun, imediat trebuie să-ți dea în cap că de ce faci tu ceva bun, nu se poate, trebuie să ai un interes. Rămân la părerea că un om singur nu va putea schimba orașul. Un om singur care ajunge primar va putea schimba, poate, atmosfera din primărie, atmosfera la nivelul salariaților din primărie, va putea schimba relația primărie cu cetățeni, dar problemele grave ale orașului nu pot fi schimbate decât la nivelul Consiliului. Pentru că, în final, ei sunt cei care decid. Teoretic, primarul este un administrator care ar trebui să pună în practică. Ar fi bine dacă ar fi așa. Din păcate, teoria așa spune. Din păcate, oamenii simt și reacționează ca atare, și anume că orașul este condus de primar și se duc, cer de la primar și acum se întâmplă să ceară tot felul de cetățenii care nu mai sunt de competența primarului, pe de o parte, pe de altă parte, din nefericire, legislativul local a fost și încă mai este o anexă a executivului. Din păcate, da. Așa cum am spus, lumea încă așteaptă la cel mai mare să facă toate treburile țării, toate treburile orașului și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc mult. Urmează Știrile Infobit. O seară bună.